Un găsit! Compania germană Pfeiffer a adunat încă un termen ratat la reabilitarea cu finanțarea europeană a rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare. Ne-am săturat și noi ca să nu mai vorbesc despre cetățenii care suportă disconfortul creat de aceste lucrări făcute de multe ori anapoda, a declarat cu năduf primarul Sucevei Ion Lucu. După alte amânări anterioare, compania germană Pfeiffer nu va respecta, se pare, nici actualul termen pentru finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și rețelele de canalizare de pe raza municipiului Suceava. De încadrarea în desfășurătorul execuției a fost constatată cu prilejul analizei săptămânale a stadiului intervențiilor desfășurate în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă. Ion Lungu, primarul reședinței de județ, și-a exprimat îngrijorarea față de această nouă posibilă prelungire a momentului de finalizare a lucrărilor peste data de 30 septembrie stabilită în urmă cu câteva săptămâni. Din nou am discuții destul de dure la nivelul constructor, așa cum ați putut observa o parte din cei care veneau la, la, aceste comandamente n-au mai venit, dar sperăm că în cele din urmă să o putem scoate la capăt și sper că până la data de 30 să finalizăm mari lucrările pe străzile care sunt în listă, pe cele 20 de străzi, iar în măsura în care mai rămân niște lucrări mai mici, niște lucrări neprevăzute, suplimentare, spun ei, să le putem finaliza. Rămâne o mare problemă de a aduce la stare inițială niște străzi importante și mă refer aici la strada Narcisilor, care este distrusă total, se lucrează în acest moment și din păcate se lucrează în condiții foarte grele, la adâncimii foarte mari. De asemenea, ne duce la starea inițială a străzii Alexandru Cel Bun, pe care am asfaltat-o cu 2 ani de zile. Și acolo sunt lucrări care trebuie să finalizate, la fel se lucrează în condiții grele, în condiții de adâncime. La fel de important este finalizarea, aducerea la starea inițială a străzii Curții Domnești. O stradă importantă, foarte circulată și ați văzut că am atras atenția celor din primărie să urmări foarte atent în modul de, de aducere a străzii la stare inițială, să se uh, toarne beton prima dată, după care să se pună înapoi acele care au fost puse acum 10 ani. Primarul Lunga a recunoscut că soluții sunt puține pentru a imprima un ritm mai alert de lucru. El a precizat că nu există riscuri de pierdere a finanțărilor europene. În cele din urmă, constructorul se va înscrie în termenul limită maxim 31 decembrie 2015. Nu se pierd finanțări, problema de refacere. Din ceea ce știu eu, am mai fost prelungite, deci până la sfârșitul ca să spunem așa, aceste lucrări pot fi finalizate, dar ne-am săturat noi noi ne-am săturat, dar ce să mai spunem cetățenii, cei care suportă în fiecare zi acest disconfort creat de aceste lucrări, făcute de multe ori în apă, dar asta este realitatea. În primăvara anului trecut, compania Ludwig Pfeiffer a deschis front de lucru la rețelele de pe 36 de străzi. Aceasta după ce, în anul 2013, firma germană constructoare a intervenit pe un prim pachet de 18 străzi, restul fiind abordate pe parcursul anului 2015. Prin finanțare europeană, post-mediu în total, în municipiul Suceava este prevăzută extinderea cu circa 31,3 km a rețelelor de alimentare cu apă de pe 76 de străzi, iar reabilitările au drept țintă 25,4 km de conducte de pe 67 de străzi din toate cartierele. Rețelele de canalizare de pe 70 de artere sunt extinse cu 32,7 km, iar cele de pe alte 15 străzi în lungime de 6 km sunt supuse reabilitării.